Carmen de la Sălcioa este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste din România. Se poate considera o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Pe plan profesional totul merge ca pe roate, iar de câteva luni bune se poate lăuda că din punct de vedere sentimental totul este numai lapte și miere. Chiar dacă a trecut prin mai multe eșecuri în dragoste și un mariaj eșuat, artista nu a încetat niciodată să spere și să viseze la o dragoste desprinsă din basme și se pare că a reușit să găsească această iubire alături de Marian Corcheș. Pe rețelele de socializare, vedeta este foarte activă și nu trece o zi fără să nu posteze. De asemenea, nu este nimic ieșit din comun ca aceasta să organizeze sesiuni de întrebări și răspunsuri, căci nu vrea ca fanii ei să aibă curiozități nesatisfăcute despre ea. Așa s-a întâmplat și în urmă cu câteva ore, iar un internaut a profitat de ocazie pentru a afla când are de gând aceasta să devină mamă. Răspunsul lui Carmen de la Sălcioa nu a întârziat să apară. Când vine un bebe? Virgulă a fost întrebarea pusă de un internaut. Când o vrea Dumnezeu? Virgulă a fost răspunsul sincer al interpretei de muzică de petrecere.